criticului literar Elisabeta Lăscon. Cred că este momentul, înainte de a-i da cuvântul traducătoarei noastre, Diana Tihan, care ne-a făcut pe toți să fim astăzi aici prin traducerea domniei sale, este momentul să vă anunț un lucru, pentru că doamna Elisabeta Lăscon a făcut elogiu și a adus omagiu traducătoarei și creatoarei de școală literară de traducere din nipona în română, Angela Hondru, că vă invităm pe toți în data de 4 decembrie la librăria Humanitas de la Cismigiu pentru a lansa un volum tradus de doamna Angela Hondru și pentru a o sărbători, deoarece chiar în acea zi domnia sa împlinește un număr de ani și împlinește și un număr de ani rotund de carieră literară și un număr rotund de traduceri din limba japoneză în limba română. Și acum să ne întoarcem la această mare figură. A literelor mondiale, pentru că de la ea a pornit romanul lumii. Într-un fel e un soi de origine a lumii romanești la povestea doamnei Murasaki. A fost foarte greu să fie scrisă această carte. A fost foarte greu să fie tradusă, pentru că în ea întâlnim versuri. Versuri care pentru noi sună ca o superbă proză poetică narrativă. Dar despre asta și despre traducere o să vă vorbească Diana Tihan. Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici și mulțumesc editurii, doamnei profesoare Hondru, doamnei critic literar Lăscon. Fără dumneavoastră această carte nu ar fi fost posibilă. Îmi face o deosebită plăcere să vă spun, fără falsă modestie, că am citit cartea de 5, 6 sau mai multe ori, dar, deși veți crede probabil că m-am plictisit de ea și poate că m-am săturat de ea, am să îndrăznesc să vă contrazic. Este o carte pasionantă, chiar dacă a fost scrisă acum 14 ani, despre o scriitoare care și-a scris opera în urmă cu mai bine de 1000 de ani. Am să vă povestesc și dumneavoastră ce mi-a plăcut mie cel mai mult, foarte pe scurt. Mi-a plăcut în primul rând actualitatea cărții, intrigile politice și atunci și acum au rămas prin unele locuri izbitor de asemănătoare. Iubirea, marea temă a romanului, este descrisă prin nenumărate fațete. Poate unele nuanțe noi le-am uitat astăzi, dar romanul ne ajută să le descoperim. De asemenea, relația scriitoarei cu propria sa operă, cu cititorii și tot acest proces de creație ne arată că orice lucru temeinic nu se face decât cu străduințe și cu multă muncă și de asemenea cu multe îndoieli. Murasaki și Kibu se întreabă permanent ce cred scriitorii despre operele sale. Ea scrie de fapt un roman foileton, un fel de serial care probabil astăzi s-ar preta foarte bine pentru o telenovelă. Dar depășește cu mult subtilitatea japoneză, superficialitatea telenovelelor de astăzi. O să închei prin a vă spune de ce japonezii, atunci când romanul Lizei Dalby s-a tradus în limba japoneză, exact la apariției sale în anul 2000, de ce japonezii au cumpărat cartea, ediția în japoneză, epuizându-se în primele
de la apariție. Criticii niponi au spus următorul lucru. Probabil că Murasaki Shikibu, scriitoarea noastră clasică, s-a reîncarnat peste 1000 de ani în Liza Balbin, care cu vocea scriitoarei reușește să creeze un roman la fel de pasionant ca și Murasaki Shikibu. De altfel, veți găsi în ultimele pagini ale acestui roman o continuare imaginară, bineînțeles, pe care Liza Balbin o scrie la celebrul roman Povestea lui Genji, despre care este vorba în acest roman. Nu o să vă dezvălui dezmondământul, vă las plăcerea să-l descoperiți singuri și sper că vă va face tot atâta plăcere prima lectură a cărții, pe cât mi-a făcut-o mie a cincea, a șasea și abia aștept și a șaptea oară. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Diana Titan!